Dacă nu sunteți prea obosiți, bine, dacă alții vă puteți și dezmoci, desigur, vă puteți un pic ridica. Filmul face parte dintr-un ciclu, l-aș fi numit, pe atunci puteam să-l numim trilogie, acum deja este un ciclu mai mare de filme ale regizorului Nicolae Mărginanu pe tema Golgotei românești, a detenției în închisorile comuniste. Ciclul a început explicit și în forță cu filmul Binecuvântată fiind închisoare, un film care a avut mare carieră de public și în festivalul, deci un film reper, un film simbol sau un film cult, cum se numește în limbajul jurnaliștilor. Sintagma Binecuvântată fiind închisoare este preluată de la romanciera Nicole Valerie Grosu, este autoarea unui roman pe baza căruia a fost făcut filmul Binecuvântată fiind închisoare. Ulterior am aflat că de fapt sintagma îi aparține lui Alexander Solzhenitsyn și aparține acelui roman celebru, Pavilionul Canceroșilor. Deci efectiv ne întoarcem în gulagul sovietic. Cum este că acest film Binecuvântată fiind închisoare, dar vorbim de aceeași temă, l-am prezentat în Rusia, la Sankt Petersburg, la un simpozion dedicat unui martir anticomunist, un preot, filosof Ornatski, deci filosof e numele de botez Ornatski, un martir local din zona Sankt Petersburgului, unde am fost invitată să vorbesc despre martirii închisorilor comuniste din România. Și am vorbit acolo despre, am prezentat acest film și jurnaliștii de acolo erau terifiați înaintea filmului, le era frică să vadă filmul, credeau că o să fie un film despre tortură explicită, un film de groază, un film naturalist și erau și foarte șocanți de titlu, deci nici ei nu își dădeau seama că de fapt era un bumerang, un bumerang nu al lovitorii, ci o pană de, să zic, o pană de porumben folosită ca bumerang, deci un bumerang al binecuvântării, deci cuvânt, sintagma lui Solzhenitsyn se întorcea necunoscută de către tinerii jurnaliști înapoi în Rusia. Via Nicolae Mărginanu, via Nicol Valerie Grosu, deci tinerii jurnaliști de acum se mirau cum poate ca o închisoare să fie binecuvântată, cum se poate când de fapt sintagma tot din Rusia pornise, trecându-te și prin România și, mă rog, prin același gulag, aceeași cruce mare a sacrificiului pe care o trăim cu toții. Filmul Poarta Albă are o poveste simplă, mă rog, e o ficțiune inspirată din realitate. Doi oameni foarte tineri, trei adolescenți, doi băieți și o fată, se hotărăsc să traverseze Dunărea ilegal pentru a imigra, deci a emigra ilegal din România. Suntem în perioada obsedantului deceniu, deci anii 50, când România devenise o închisoare și la propriu, adică nu se putea emigra, nu se putea părăsi țara decât cu motive excepționale și în niciun caz nu se putea călători liber, mai ales în țările capitaliste care erau considerate un dușman al blocului socialist. Din cei trei tineri, fata scapă, dar băieții sunt surprinși de o patrulă de grăniceri și, desigur, ajung la pușcărie, nu ca niște eroi, ci ca niște tineri, poate un pic inconștienți, poate un pic idealiști, oricum niște tineri care își urmăreau doar libertatea personală, doreau să trăiască în Occident, să nu trăiască într-un regim opresiv. Dar cu această ocazie, acești tineri fac cunoștință cu adevărații mărturisitori ai închisorilor, cu oamenii care intraseră în închisoare pentru convingeri spirituale, pentru convingeri politice, pentru convingeri religioase, deci iau cunoștință de marea elită a intelectualității românești, a clerului românesc, a reprezentanților politici de seamă, care defilează ca un cortegiu al României îndoliate în fața ochilor lor
și de la care tinerii aceștia iau lecții de demnitate, dar primesc și lecții despre lipsa de demnități, lecții de viață. Centrul, deci e tot acest cortegiu de mărturisitori foarte diverși ca poveste de viață, gravitează în jurul părintelui Arsenie Boca. Apare și el în film, știm că este unul din reperele importante ale închisorilor comuniste, unul dintre cei care au animat aceste închisori. Spiritul de libertate, de rezistență din cadrul acestor închisori, deci i-a ajutat pe foarte mulți să supraviețuiască spiritual. El nu este o figură centrală, Nicolae Marginianu are decența și bunul simț de a nu-l pune în centrul atenției, ar fi ieșit un pic îngrozitor altul, pentru că nu ne puteam apropia de sfințenie așa cu orice pas și, mă rog, în modul acesta imprudent, zugrăvind în culori de sculpici ceva ce nu înțelegem sau ceva ce nu putem împropria. El este un personaj secundar, dar îl vedem că el radiază din umbră lumina spirituală a întregului film. O să vedem și e o celebră frescă făcută de pictată chiar de Arsenie Boca la o biserică centrală din București, Biserica Sfântul Elefterie din Piața Operei, unde este o Maică a Domnului în picioare cu pruncul Iisus în zeghe, deci pictată în anii 50 în zeghe. Bine, era de fapt un joc de lumini, erau putele hăinuței, cămășuței Mântuitorului, deci erau realizate, deci erau o suită de onduleuri, în jocuri de lumini și umbre, astfel încât, mă rog, din afară ziceai că sunt doar luminile și umbrele hăinuței, dar dintr-o perspectivă, dintr-o altă perspectivă se vedea că acele lumini și umbre, dungi de lumini și umbre paralele, alcătuiesc de fapt o zeghe, deci era de fapt pictat Hristos în zeghe. Și titlul cronicii mele de film, despre acest film, chiar așa s-a numit, Hristos în zeghe la Poarta Albă. Nicolae Marginianu are marele talent de a reda povești foarte sintetice de viață din câteva tușe. Veți vedea niște tușe de maximă emoție, cum nu prea vedem în filmul românesc contemporan. De ce? Pentru că ele ascund multe experiențe de viață. Dacă nu ai o experiență de viață asumată, dacă nu înțelegi viața aproapelui tău cu suferințele și cu realizările, nu poți creiona un destin în profunzime, nu poți surprinde o profunzime de privire, o profunzime de personaj din câteva gesturi esențiale, din câteva atitudini. Nicolae Marginianu reușește asta cu talentul unui romancier. Astfel, povestea filmului este relativ simplă, nu ne mai interesează dacă tinerii scapă sau nu, nu asta e povestea, cine moare, cine nu moare, nu asta este povestea. Povestea pe care o să vă invit să o urmăriți cu atenție este toată această frescă socială din jurul acestor tineri. Poate că era exact elementul care scăpa în Binecuvântată fiind închisoare, primul fiind pe tema închisorilor, când regizorul se focaliza pe personajele principale, era Maria Ploaie în rolul principal, rol preluat din romanul Nicoletei Valerii Grosu, care își povestea viața, și film unde era interesat, care era interesat în această poveste a destinului personajului principal. Tragedia ei, biruința ei spirituală și așa mai departe. Personajele secundare din acel film nu aveau atâta profunzime, erau un pic mai schematice. Dincoace, personajele principale sunt oarecum anodine, sunt doi tineri care acum și încep viața, nu au o poveste, nu au o identitate foarte clară, identitatea lor doar acum se probează, sunt primele lovituri și foarte dure pe care trebuie să le suporte. În schimb, avem în spate o panoplie foarte interesantă de personaje secundare, un judecător de pildă hrănit cu pâine, anorexic, hrănit cu pâine de către un deținut, acel deținut pe care el odinioară îl condamnase pentru vina de a fi furat o pâine. Astfel de povești avem aici. O să fiți foarte atenți
Una din secvențele cele mai impresionante prin sinteză este întâlnirea de la Vorbitor. Știți că la închisoare Vorbitorul este un fel de zonă, de oază de lumină și de rai, este locul unde deținuții, odată la un interval lung de timp, se pot întâlni cu aparținătorii, soțiile, rudele, prietenii, iubitele, mamele. E un moment foarte impresionant pentru că ei sunt la o anumită distanță ca să nu poată să își arunce lucruri, deci nu au voie să își dea nimic, nu au voie nici să se atingă, aproape că nu pot să vorbească. Un moment de maximă emoție între ei, toți vor să se îmbrățișeze, să-și spună maximum de emoție în minimum de cuvinte, dar totul trebuie să se petreacă într-un timp de câteva secunde, fiind supravegheați cu maximă duritate de gardieni. Este un moment de putere emoțională unică. Suntem într-o Românie tradițională, încă cei mai mulți oameni sunt de la țară, sunt oameni simpli care nici nu știu să se exprime foarte bine, nu ar ști să vorbească, uite cum vorbim noi acum, în cuvinte lungi, în fraze lungi, însă intensitatea privirilor te lasă fără de cuvinte. O să vedeți momente de mare realizare regizorală, atât prin interpretarea actoricească, cât și prin surprinderea, prin miza în scenă, deci prin punerea în scenă a gesturilor, prin lumini, prin știința operatorului, deci a directorului de imagine, de a modela lumina astfel încât chipurile să aibă o putere maximă expresivă, gesturile să aibă iarăși expresivitate maximă. Iarăși un moment copleșitor este spre finalul filmului, când mare sărbătoare li se aduce carne, mâncare, deci deținuților se aduce carne. De fapt sunt niște carcase de porci, capetele, pe care deținuții sunt puși să le ridice dintr-un camion de unde au fost aduse și să le care în spate către bucătăria închisorii. Ei, momentul respectiv este filmat de jos în sus, pe o coamă de deal într-un apus de soare. Deci vedem niște siluete negre în contrajur, nu le recunoaștem fața, cu capetele de porci peste capetele lor, deci toate sunt siluete negre pe acel apus de soare, este o imagine coșmarescă a unei Românii transformate monstruos într-un fel de cap de porc, într-o imagine grotescă, imagine care de fapt metaforizează toate suferințele înfiorătoare ale închisorii. Nicolae Mărgineanu nu se sfiește să le arate, dar nu își dorește să ne producă impresii animalice în urma vizionării filmului, deci și totul este redat sintetic, aluziv, metaforizat, dar vedem toate aceste suferințe, suntem părtași la ele, dar peste tot spiritul domină. Nu carnea este cea care domină, pentru că aceasta nu va supraviețui, știm foarte bine, deci de aceea filmele de groază niciodată nu ne învață nimic, nu pot decât să ne distrugă, pentru că nu își propun decât să transmite frică și o satisfacție bolnăvicioasă a fricii, a cultului groazei. Acesta este un film spiritual și chiar dacă ne trece prin elementele terifiante ale închisorii, ne dă lumină, ne dă știința de a supraviețui prin prietenie, prin credință, prin tenacitate, prin nerenunțarea la vis. Vom vedea iarăși personaje din galeria pe care o putem recunoaște fără ca ele să fie nominalizate foarte clar. Un poet fragil care își croșetează versurile în nodurile unui pulover din care recită amintindu-ne oarecum de Radu Gir. Personaje ale scenei politice, cum v-am spus, ale scenei sociale, ale perioadei interbelice, toate într-o realizare regizorală excepțională. Este un film care ar merita multe premii, dar care, din păcate, și o mare rușine, datorită ignoranței lumii noastre de specialiști din domeniu de astăzi, nu și-a primit premiile pe care le merită, nici nu este promovat cât ar merita în străinătate, cu toate că avem o rețea densă și activă și bine finanțată de institute, de filiale ale ICR, ale Institutului Cultural Român, în
mai toate țările lumii și toate țările importante, acolo ajung multe filme ale unor regizori de succes, dar nu de substanță. Și atunci trebuie să avem astfel de acțiuni independente, fără tamtamuri mediatice mari, fără sponsori mari, din inițiative proprii și personale pentru a promova aceste filme de calitate. Și unul din motivele pentru care mă aflu eu aici este pentru a promova aceste filme de calitate care se află sub semnul brâncovenilor. Vă mulțumesc, vă urez vizionare plăcută, filmul ține o oră și jumătate. La sfârșit, nu știu dacă mai are sens să mai punem întrebări, eu zic că este și cal sau cum vreți dumneavoastră, oricum cărțile le puteți răsfoi acum și achiziționa, ele au prețul pe spate, ele vor rămâne și în zilele următoare aici. De asemenea, filmele le avem prin bunăvoința domnului Nicolae Mărginanu și a studioului Ager Film din București, este studioul producător al maestrului. Dacă vă plac filmele, dacă le apreciați, le puteți achiziționa direct de la Ager Film, le găsiți pe internet, comandați cât doriți din filmele respective pentru a-l susține, pentru că merită de asemenea susținut, cu toate că este un regizor de, vă spun, reper al filmului românesc din toate timpurile, nu toate scenariile lui primesc finanțare. Că și aici este o luptă ca între șacali, ci vedem câte un film antiromânesc din acesta care își bate joc, vitriolează istoria națională, primește premii, e promovat, în schimb un film sau un regizor de valoare nu este promovat și nu primește finanțare. Și atunci mai cine vrea, cine poate, poate să-și cumpere pentru vizionare proprie aceste filme pentru a le susține. Mai e ceva, ne cerem scuze pentru calitatea vizionării care este potrivită. Sigur că filmul ar merita pe fi văzut pe un ecran mare, deci fiecare dintre care își va achiziționa filmul, dacă are acasă un sistem home cinema, cu atât mai bine. Este un film care o să vedeți trăiește în mare măsură și din imagine, la fel de mult și din scenariu și din joc actoricesc. Veți observa un joc actoricesc de mare dăruire, ceea ce este iarăși rar în cinematograful românesc, pentru că înseamnă ca regizorul să facă corp comun cu echipa. Deci ca toți să fie împreună o echipă, e rar să ieși în egoismele tale pentru a crede în proiectele celuilalt și a lucra împreună simfonic și în sinergie. Bine, vizionarea plăcută!